Partidul Socialiștilor. Noi am hotărât să ne convocăm cu colegii din Partidul Socialiștilor, pentru că ultima convocare în așa un format mai larg a avut loc pe data de 7 iunie. De atunci s-au întâmplat mai multe evenimente în Republica Moldova, inclusiv formarea unei majorități parlamentare, unui guvern funcțional pe care Partidul Socialiștilor îl susține. Partidul Socialiștilor a devenit din partid de opoziție într-un partid de guvernare. De aceea urma să discutăm cu colegii din teritoriu, inclusiv care este strategia partidului mai departe. Un subiect separat, dar foarte important, este pregătirea de alegerile locale. A fost numită ieri data de 20 octombrie, practic campania electorală conform legislației începe pe 20 august, a rămas timp foarte puțin. Am discutat cu colegii din teritoriu pregătirea pentru alegerile locale. S-au schițat și unele acțiuni care vor fi întreprinse în timpul cel mai apropiat. Noi suntem ferm convinși că cu suportul Partidului Socialiștilor, cu suportul fracțiunii socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, în țară la noi a început o perioadă nouă. Noi suntem gata să susținem guvernul Maia Sandu. Este poziția fermă a Partidului Socialiștilor. Noi vom asigura votul fracțiunii socialiștilor în Parlamentul Republicii Moldova pentru a implementa reformele pe care le va promova guvernul Sandu. Evident, le vom discuta împreună pentru că este vorba de un consens politic. Acest consens există. Vom face tot posibilul ca această majoritate parlamentară, această guvernare să fie pe perioadă cât mai lungă. De dorit pe întreg mandat, dacă se va reuși. Dacă nu, atunci încă un subiect important care a fost discutat astăzi la Consiliul Republican. Noi categoric nu vom accepta traseismul politic, practica din ultimii ani. Noi nu vom accepta ca în fracțiunea socialiștilor să vină deputați din alte fracțiuni sau deputați independenți. Suntem 35 deputați, anume în acest număr ajungem sau până la sfârșitul mandatului actualului legislativ sau până la alegeri parlamentare începate, dacă o să ajungă mai rapid. Aceasta a fost discutat. În continuare, cred că doamna Grăcean... O întrebare. În presa rusească, agenția de presă TASS a publicat o informație potrivit căreia dumneavoastră ați îndemnat guvernul de la Chișinău să ducă discuții cu Federația Rusă privind importul de gaze. Subiectul asigurării cu gaze naturale consumatorilor din Republica Moldova după 1 ianuarie 2020 este un subiect extrem de important. În contextul riscurilor de tranzit pe teritoriul Ucrainei, care persistă și se vorbește tot mai mult la acest subiect, este un subiect care ține de competența Guvernului Republicii Moldova. Dacă Guvernul va avea nevoie de suportul meu în calitate de președinte, țin cont de relațiile mele personale cu conducerea Federației Rusie, cu conducerea Gazpromului, noi suntem gata să le oferim acest suport. Noi trebuie să luăm în calcul toate sursele posibile de livrare a gazului. Eu am susținut construcția gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Eu consider că acesta este un gazoduct care trebuie finalizat cât se poate de repede pentru a minimiza riscurile în caz de stoparea tranzitului pe teritoriul Ucrainei. Noi trebuie să examinăm, inclusiv declarațiile au fost din partea președintelui, mi se pare, conducerii Ucrainei, că ei sunt gata să ne asigure cu gaze. Dacă va fi necesar, noi trebuie să discutăm și această formulă, noi trebuie să luăm în calcul toate formulele pentru ca cetățenii Republicii Moldova să nu simte, să nu aibă probleme începând cu 1 ianuarie 2020. Evident că trebuie în regim de urgență să începem discuțiile și cu Federația Rusă, să vedem ce facem contractul, care nu avem contract, nu avem acord la 1 ianuarie 2020, ce facem cu acordul de livrare, în ce condiții, la ce preț și cu acordul de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru că tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova aducea câteva milioane sau zeci de milioane de dolari care mergeau la compensarea tarifului pentru consumator final. Deci toate aceste lucruri trebuie să fie discutate, negociate către reprezentanții guvernului împreună cu Gazprom. Mi se explică faptul că socialiștii au votat împreună cu democrații votul mixt, ulterior au votat cu blocul, acum abrogarea lui. Nu văd nicio problemă în acest sens. Noi, atunci când am format majoritatea parlamentară, pe data de 8 iunie, au fost unele propuneri și condiții din partea celor de la blocul acum. Atunci când creezi un parteneriat politic, iei în calcul doleanțele și propunerile partenerilor. Da, noi considerăm în continuare că votul mixt pe care noi l-am propus încă din 2011 la Congresul Partidului Socialiștilor este unul bun pentru Republica Moldova. Poate nu în aceste condiții, poate trebuie să eliberăm statul din captivitate definitiv. Dar atunci când creezi o majoritate parlamentară, când creezi un parteneriat și partenerul insistă pe anumite lucruri, de ce nu?
să mergem împreună și noi am insistat pe unele lucruri și s-au acceptat, să mergem împreună și mergem mai departe, pentru că, de exemplu, noi am propus întoarcerea competențelor președintelui și ele au fost susținute de către cei din blocul acum. În cadrul dosarului pornit de procuratură prin finanțarea PSRM, au fost deja, nu știu, invitate niște persoane să dea declarații, cerute niște documente? Partidul a declarat că nu vede nicio problemă în ceea ce ține de verificarea partidului. Și eu sunt ferm convins că nu sunt nicio încălcare și nu va fi nicio încălcare de pe stat, pentru că nu poate un partid serios, care este cel mai puternic partid din Republica Moldova, să facă niște greșeli de începători politici. De aceea, toate suspiciunile și speculațiile, eu cred că odată ce vor fi schimbări și în procuratură și în sistemul judiciar, ele vor fi excluse. Am mai vorbit la subiectul ăsta și am dat răspuns. Mai sunt întrebări? Vă mulțumesc, o zi bună. Iznatorna, dacă mai vedeți.